să vorbim acum despre chestia de aici, triunghiașul acesta. Dacă ești spontan sau nu ești? Ești făcut să fii artistic sau ești mai degrabă o persoană profundă? Da? E, și avem aici un exemplu. Pac, ia uite-te, cine este aici? Nu mai știu al cui e chartul ăsta. Este o persoană extrem de emoțională. Este prin 19-49, este canalul nidului. 19-le cumva caută, 49 decide cine în trib trăiește și cine nu, cum ar veni. E o chestie un pic mai primitivă așa și, în fine, o explic foarte pe, da, pe formă, pe, scuză-mă, pe în două cuvinte, trei cuvinte. Da, o persoană foarte sensibilă, 19-49 e designul sensibilității, știe ce are nevoie și se duce încotro, în direcția aceea, știi? Bun, revenind, dacă ai chestia asta, care se poate conecta de multe lucruri, se poate conecta de gât, de, da, tot așa, de gât prin două canale, de ego, da, iarăși de root se numește, de ancora, cum ar veni, a omului, da, sistemul ăla de adrenalină, da, se poate ancora așa, prin 59 ăsta, da, e, dacă ești persoana aceea, ce se întâmplă cu tine? Nu o să poți să fii absolut niciodată spontană. Da? Fiindcă ești o persoană emoțională. Ce este o persoană emoțională? Este o persoană care corpul ei sau lui generează niște chimicale, care sunt aceste emoții, care sunt pe roller coaster emoțional. Sus, jos, sus, jos, sus, jos. Da? Acum, nu știu exact, nu mai țin minte teoria care, că fiecare canal sugerează altfel de, da? High, mai high, low, mai low. Da? Ce e clar și am văzut la elevi e că este constantă chestia asta, da? Adică gen, te bucuri atât de mult că iese o planșă, o tristețe maximă că nu iese, da? E, și ar fi incorrect din partea mea să nu recunosc chestia asta, da? Deci cine are chestia asta emoțional? Cine nu e, n-are chestia asta, nu este emoțional, da? Este pe bază de, nu logică, dar să zicem cumva skill-uri concrete. Deci dacă ai chestia asta emoțională aici și vezi liniuțe din astea care vin din triunghiașul ăsta, da? Ești o persoană mai degrabă spre zona aceea de experiențe, da? Am un prieten care are așa, are 12-22, Andrei, sigur mă, te uiți tu acum la video ăsta, are 55 și 39 îi lipsește, da? E, ce este această persoană? Este o persoană care caută prin emoții să își definească o anumită individualitate, da? Dar nu este bazată pe skill-uri. Dacă ai fi pe partea asta la altă, vrei să te îmbunătățești, știi? Să asiguri cumva supraviețuirea ta. Că nu e neapărat rațional, da? Iarăși, nu e logic, dar e un pic mai departe de emoții, știi? Greu cu oamenii, că noi nu prea suntem chiar așa de logici, da? Cât ar vrea anumite persoane să creadă, bla, 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 bla. Nu suntem, da? Suntem, e un pic mai complicat de atâta. Da? Deci vei să treci prin anumite experiențe care îți vor da, cum se numește, îți vor da definirea cine ești tu. Da? De multe ori am văzut că am elevi care au așa, au 12 ăsta, au tot ăsta și le lipsește 22-ul de la mine, știi? Care 22-ul este ca paranteză gate-ul de grație. Grația nu vine că ești finuț așa, grația vine de a suferință extremă, da? Și de a lucruri care nu ies. E adevărul, știi? Adevărul e adevărul, o simți pe coloana vertebrală, că tare așa, știi? Bun, revenind. Deci, ăsta e scenariul. Ai ăsta, da? Ai niște definiții pe aici, nu o să poți niciodată să trăiești în moment. Deci dacă fanteziezi să fii artistul ăla care are o idee genială pe moment, nu o să se întâmple absolut niciodată și nu îți faci rău dacă îți cere acest lucru, că nu ești făcut și nu e bine, da? Așa că, cum te descurci la o lecție nouă sau cum te descurci la un subiect ăsta care trebuie să știi pentru un examen care este o probă, da? Păi e foarte simplu. Dacă ai tema nouă, planșa nouă, da? Pur și simplu te uiți, citești toate subiectele de 20 de ori, da? Te documentezi, da? Chit că colegii tăi care n-au ăsta, adică au ăsta sau ăsta, se apucă din prima de treabă. Ignori. Tu stai, te documentezi timp de vreo 30 de minute dintr-o probă de 4 ore, da? Stai, te documentezi până ți obișnuiești emoțiile cu subiectul respectiv, da? Și după aceea, când vine momentul de a acționa, bum, super viteză, da? Cam așa funcționează. Trebuie să ți obișnuiești emoțiile cu respectivul lucru, da?
și găsești o anumită profunzime foarte mare în chestia asta, da? De bine ar fi că ești foarte spre detalii, vrei să fie totul perfect, să fie totul făcut, înțeles 99,999%, da? Ei, nu se poate chestia aceasta, iarăși este o limitare a oamenilor, da? Da? Uneori e mai bine să ai ce să predai decât neapărat să fie perfect, da? E, dacă nu ai chestia asta, adică stai alb, însă ai ăsta, e foarte bine. Ăsta e centrul sacral, energia biologică, da? Care, da? Ori îți dă satisfacție, ori îți dă o super mega frustrare, da? Frustrarea e când faci lucruri care nu-ți plac. În teorie, ia, și eu nu știu cum e să simți frustrare, dar o simt din exterior. E ca un venin din ăsta care generează anumite persoane care se frustrează, da? Fiindcă energia lor biologică, în loc să fie canalizată spre ceva care le dă satisfacție, adică îi înfloresc așa făcând chestiile alea, se frustrează făcând ceva ce nu le place. Deci toată energia lor biologică se arde în vreo 30 de secunde, un minut și sunt distruși pe tot restul zilei, da? Am prieteni care au ambele, da? Și iau foarte multe, iau pastile de la psihiatru ca să compenseze frustrarea. În fine, nu vorbesc de legătura între cele două momente, am vorbesc doar de faptul că, da, dacă ai ăsta, pur și simplu tu desenezi în real time, da? Adică ai subiectul, dai un răspuns. Poate le mai organizez cu o schiță mică, poate nu, bam, în real time, da? Deci poți să fii relativ spontan, da? Și dacă n-ai nici ăsta și nici ăsta și ai ăsta, atunci ești, da, e o excepție. Atunci chiar ești făcut să fii spontan. Din păcate, mi-e cunoscut, asta sunt eu, da? E neplăcut, e greu de trăit așa, da? Adică e tricky, e modelul mai ediție limitată, da? Mai puțini sunt așa, cred că am cam unul pe generație sau doi, da? Dar, da, suntem mașinării de supraviețuire, să zicem, da? Uite, altă chestie care e interesantă. Dacă observi persoana de aici, n-are centrul ăsta de spontaneitate. Adică l-are alb, da? Înseamnă că ăsta este sistemul nervos. Este o persoană care e făcută să, cum să zic, supraviețuirea nu e una din prioritățile lor, da? Poate să aibă, poți să iei pe ambii, știi? Să ai ăsta, să ai toate astea trei, știi? Să fie emoțional, dar să ai și de ăsta. Sau să fie emoțional, să ai și de ăsta, să ai și opțiunea de a fi pe supraviețuire, știi? Însă ce am văzut eu cel mai multe, că la mine, la pregătire, vin oameni care n-au splina, cum se numește, da? Adică e o chestie de asta, de paranoia, când te simți sigur, știi? E pur și simplu, organismul e slăbuț un pic, știi? Adică te îmbolnăvești și te vindești greu, te îmbolnăvești destul de ușor și te vindești destul de greu, da? Dar asta este cum ar veni designul pe care îl ai și trebuie să stai în limitele designului tău, da? Deci ca recapitulare, ai ăsta emoțional, da? Înseamnă că toate sunt high, high, low, low, ca să ai succes, ca să-ți iasă desenele. Nu succes, că tu n-ai nevoie de succes, ai nevoie să treci prin experiențele alea plăcute de planșe duse până la capăt, ca să se întâmple chestia asta. Trebuie să te obișnuiești cu tema, să te documentezi, te uiți pe videourile acelea de speed up, te uiți până te obișnuiești cu tema și după aceea ți este foarte ușor să te apuci de aia, da? Poate înainte de o lecție, da? Ca să te obișnuiești tu acolo cu ce e, da? Să fii pe documentat, pregătit, da? Așa. Și, da, dacă ai ăsta de aici, poți să reacționezi în real time, da? La planșe, la subiecte, da? Deci navighezi pas cu pas planșa, da? Și dacă n-ai niciuna din asta și asta, e tot un haos și ai sprinturi din astea, dar în principiu poți să fii foarte spontan și artist, da? Poți. Depinde și la ce e conectat. De exemplu, uite, la mine e conectat la asta. Eu mă critic tot timpul că vreau să mă îmbunătățesc, da? Dacă era conectat pe chestia asta, eram și mai artist. Am avut pe cineva la pregătire care era așa și le avea așa pe ambele. Și era genială, adică rupea, chiar rupea, chiar. Wow, da, pe cele mai talentate persoane pe care le-am văzut. Dar e talent deja, adică e ceva care e rar, da? Da. Bun. Dacă ai întrebări, e talent, vreau să zic talent ad literam, adică poți să ai talent oricum ai fi, știi? Că dacă ești tu cum trebuie să fii, vine talentul pe alte portițe, da? De aici era talent din ăla, da? 100%. Și foarte asta e de egoism, așa. Foarte bine. Egoismul este foarte bun, fiindcă este exact ce trebuie să fie. Bun, dacă ai întrebări, în comentarii,
cum ziceam, nu știu, fă designul și caută tu resurse despre ce vrei să studiezi și vezi că sunt lucrurile astea sunt adevărate. Tot ce e aici e adevărat. De ce? Nu știu. Nu mai va capul să mă întreb de ce. E suficient. Mult timp am căutat ceva care se aplică mereu. Acesta este și merge mereu, da? Și te ajută foarte mult în a crește și în a te înțelege. Bun, spor adesea.